Roberto uneori se simte încolțit, însă teoriile bunicii Livia nu sunt sinonime cu cele invocate de acesta. Toți care mă atacă pe mine, vind în cuplu, sunt jucători slabi. Să le fie frică de cupluri, nu de tine că ești singur. Asta zic. O să cadă Simona și cu Andrei, cad la mijloc, că spun eu. Dacă nu o să plece. Nu, niciodată. Andrei nu o să iasă din competiție până la marea final. Și câștigă și competiția. Nu știu, pe acolo chiar depinde de oamenii de afară. Păi da. Depinde cine rămâne. Cine rămâne? Pe locul 1, locul 2. Și depinde de susținătorii celorlalți. Că poate susținătorii mei nu-i suportă pe aia care a rămas locul 1, locul 2, sau poate nu-i suportă pe aia de pe 2. Da, și votează pe aia care o sunt pe locul 4 ca să iasă aia câștigători. Sunt în programat. Se unesc, mamă, la sfârșit se unesc cu susținătorii. Ei nu știu asta. Nu-și dau seama. Cine o să rămână la sfârșit o să aibă nevoie de susținătorii tuturor. Da. Asta depinde doar de ei. Cum se comportă, ce zic, cum zic. Eu știu foarte bine regula pe emisiune, știu foarte bine ce se întâmplă și știu foarte bine ce se întâmplă și la sfârșit. Nici nu-mi bag capul, de-aia nici nu-mi bag capul. O să răspund numai în ironii. Nu-mi pasă de cine ce-mi zice. Poate să zică de mine orice, 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 că nu-mi pasă. Dar ieri ce-o puneai pe Loredana să spună? Nu, ce-a zis Maria atunci, într-o zi de miercuri. Când ți-ai dat seama că îl iubești? Cred că acum 3 săptămâni, într-o zi de miercuri. A răspuns la mișto ironic și tot pentru și Simona i-a votat. Ăștia nu o să vadă vot de la mine niciodată. Niciunul care s-a luat de mine iure. Mi-am schimbat impresia de mulți. Ce impresie bună aveam și acum. Și eu la fel, și de acum încolo o să votez ce mă deranjează și cine mă deranjează. Pentru că eu neavând cuplu, n-am nicio miză și de acum încolo o să votez cine mă deranjează. Se supără bine, nu se supără aici bine. Dacă nu-i fi tu votat să pleci. Tu nu înțelegi că dacă sunt votat, nu-mi pasă? Păi da. Da, să fiu votat, că așa mai mi aranjez și eu hainele prin dula polo. Tu mai de aceea ți-am și spus. Cauți să nu te mai ceri cu nimeni, că n-ai nimic de câștigat. Că te ceri, că nu te ceri, n-ai nimic de câștigat. Nici de pierdut. Se cert aia care au de câștigat, nu tu care nu ai de câștigat. Păi să se certe între ei, nu știu de ce se certă cu mine, nu știu. Lasă-mă pe mine în lumea mea, lasă-mă să zic ce vreau eu. Jactă la nivelul de cuplu, nu la nivelul meu. Și nu mai face glume cu oricine. Nu mai face glume cu nimeni. Așa, cu nimeni. Eu ți-am spus ție de mult să nu mai faci treaba asta. Dar nici nu mai cer să facă nimeni glume cu mine. Și Dani mi-a scos poza cu Denisa, care mi-a lăsat-o aici să o am amintire, mi-a lăsat-o în dulap și făcea mișto pe acolo cu băieții prin cameră. Și mi-a zis, de ce-i scos poza aia? Și face, păi ce, n-am crezut că nu ne permitem glume. Trebuia să-i spui ce ți s-a făcut dor de ea? Ne permiteam. Așa trebuia să-i spui, ți s-a făcut dor de ea? De umbli cu poza ei în mână? Mai spun că n-au venit pentru premii. Pentru de ce te ceri dacă n-ai venit pentru premii? Păi ca să nu-și păteze imagini. Vor să pentru se ce te ceri? Vor să se scoată păi asta că își pătează imaginea certându-se. Oricum, nu știu, n-ai văzut când simt că vine ceartă, tac din gură și nu mai vorbesc nimic. Chiar dacă aș avea ceva de zis, nu mai zic nimic. O las să pice cum a căzut, chiar dacă pică pe mine, asta e. Jucați-vă, frate, dintre voi. Păi da. Ce ai de câștigat? Nu cu mine. Și tu ai greșit aici. Las că și ce am făcut eu, mi-am dat seama de multe. Că e bine să fii și tot așa. Pentru că toți ele s-au mințit. Păi da. Că dacă nu-ți place, nu te complaci. Păi normal. Și mai bine acum decât mai târziu. Păi da. Că dacă era o fată curioasă să-i placă cum sunt și ce sunt și ce om sunt, stătea. Dar a fost să fie. Hai, se la vi. Da, interesantă discuție.
Credeți că cei care se ceartă o fac doar așa ca să... Ei știu de ce o fac. Păi ați emis acolo o ipoteză. Că se apropie... Se apropie sfârșitul sezonului. Și ce câștigă prin ceartă? Nu știu, cred că susținătorii de afară îi votează mai mult pe aia care se ceartă. Da, am mai auzit teoria asta în sezonul ăsta. Da, la fiecare asta. Sezon a fost teoria asta. Eu nu înțeleg o chestie. Ia. El provoacă discuțiile și tot el e deranjat. Exact. Păi ce provoc? Dă-mi un exemplu. Cearta cu mine. De exemplu. Cu Dani, cu Irina. Ai dramatizat prea mult acolo, Dani, că ai zis că te scot afară și că te scot la interval, că te scot să ne batem. Eu, de fapt, am vrut să te scot să ne împăcăm și nu știu ce. Asta ai spus și la Caprici, că ai spus să te scot să ne batem. Cum adică să vin eu să te scot pe trasă să ne batem? Hai să luăm pe rând. Nu era vorba de vorba cum ai spus-o, că oamenii nervoși și tu îi spui, hai afară, hai așa, a zis că ne-am împrietenit prea mult și că ne permitem glume, dar el când scotea poza cu Denisa și râdea cu băieții pe acolo, a zis că n-am crezut că nu ne permite în glume, dar bă, că ne-am primit glume. Dacă a fost o cu Denisa, înseamnă că te-a lovit cu ceva în față? Hai, dar nu e orice poză, e cu Denisa. Nu e vorba de asta. Păi... Îl deranjează. Da. Nu e vorba de asta, dar umblă lucrurile mele, umblă pe acolo, prin alea care umblă. Umblă în lucrurile tale, te speli cu astea ale noastre. Care vezi că alea de la baie sunt ale mele. Ne consumi alea noastre, apa de gură, apa de gură. Dar arăți că te-am văzut cu hainele aduce de acasă. Câte haine mi-ai luat de la mine? Păi și l-a purtat haine de la mine. Da, și atunci, de ce scoți tot umblă lucrurile tale. Bine. De azi încolo vreau să ne evităm total. 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 Chiar ar trebui. Total. Voi sunteți și colegi de cameră? Nu. Nu, eu sunt coleg de cameră cu el și cu Zain. Și îmi pare așa că regreți. Da, Dani se hrănește numai prin fitile, aruncă fitile în ceilalți ca să le bage între ele. Dar tu cum faci? Tu ca o băbuță de asta, de la unul la altul. Știi ce a zis asta de tine? De asta, știi ce a zis de tine? De asta crede așa de tine.